de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, Piatra Neamț, județul Neamț, de aici, de la cafeaua de dimineață, știe din Neamț, mesagerul de Neamț. Din păcate, o dimineață urâtă, modelul Piatra Neamț, incendiu de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, pare că se multiplică, un incendiu la fel de urât, cu mai puține victime, cel puțin deocamdată, la București, la Institutul Matei Balș, unde, ați văzut, deja sunt 4 morți, foarte mulți evacuați și probabil să ne mai așteptăm și la alte surprize. În paralel cu această tragedie, la Piatra Neamț se desfășoară un exemplu de cum autoritățile statului își dau cu stângul în dreptul, sunt neputincioase atunci când un agent economic, în cazul ăsta se întâmplă să fie Kauflandu, vine, construiește, deschide un magazin și după aceea autoritățile constată că funcționează fără autorizare. Astăzi o să încercăm să stăm de vorbă cu cât mai multe autorități locale, să vedem cum este posibil ca un magazin să funcționeze fără autorizație. Și să vedeți că este un întreg sistem și un întreg eșafodaj care te lasă cu gura căscată și care permite fără niciun fel de jenă ca să se întâmple lucruri care pot duce la tragedii. De exemplu, la Piatra Neamț, magazinul Kaufland s-a deschis. După ce s-a deschis, cineva din primărie s-a sesizat că nu există autorizație. S-a discutat, așa, cum să mergem acolo, până la urmă poliția locală s-a dus. Le-a dat o amendă, o să aflăm imediat exact ce a făcut poliția locală și a dispus suspendarea activității. Activitatea nu s-a suspendat. În această dimineață, am și scris pe mesagerul de Neamț dimineață, doamna care răspunde de magazin ne-a asigurat că magazinul funcționează fără probleme. Și deci lucrurile merg înainte, pentru că nu e așa, se poate. Haideți să vedem ce se poate, de ce se poate și cum se poate. Vom începe, dacă reușim, dacă nu trecem în alte instituții, să vorbim, vom încerca să vorbim cu doamna Irina Ștefănescu, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Piatra Neamț, să ne lămurim care este situația. Bună dimineața, Irina Ștefănescu! Bună dimineața! Tocmai spuneam că poliția locală a fost ieri la Kaufland, a dat o amendă, a suspendat activitatea. Te rugăm să ne spui ce au constatat, de ce s-a dat amenda și de ce s-a dispus suspendarea activității. Deci amenda s-a dat în baza ordonanței 99 pe anul 2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață. Așa. În articolul 73, punctul 1, literă, care spune așa, constituie contravenții dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, se sancționează după cum urmează, desfășurarea oricărui exercițiu comercial cu încălcarea prevederilor articolului 5 aliniatul 1, cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării și cu amendă. În cazul nostru, amenda a fost stabilită la 3.000 de lei și suspendarea activității presupune că în momentul în care, în procesul verbal de constatare, agenții poliției locale au scris că trebuie suspendată activitatea, magazinul teoretic ar fi trebuit să se închidă. Bun. Se pare că nu s-a întâmplat așa. Noi cu teoria știi, Irina, că stăm foarte bine în România. Practic, ce s-a întâmplat? Practic, polițiștii locali din cadrul biroului compartiment, din cadrul compartimentului activități comerciale, au constatat că operatorul economic, despre care facem vorbire, nu deține niciun fel de autorizație
absolut niciun fel de autorizație și nici acord de funcționare. Care acord de funcționare îl eliberează Primăria Municipiului Piatra Neamț, în cazul nostru, în baza tuturor celorlalte autorizații, de la DSP, de la DSV, de la Inspectoratul de Stat în Construcții, de la ISU și așa mai departe. Da, niciun fel. Da, am înțeles. Deci niciun fel de autorizație. Am înțeles. Irina, o rugăminte. Ce poate face poliția locală în condițiile în care suspendarea activității decisă de ea nu s-a respectat? Pentru că acum intră oameni într-un magazin care, cum spuneai, nu are niciun fel de autorizație. În cursul zilei de 28, de ieri, am sesizat celelalte instituții, DSP, DSV, ISU, Inspectoratul de Stat în Construcții, și am anunțat că trebuie să demareze verificări în cazul acestui operator economic. Auziți? Da, vă auzim foarte bine. Așa. Iar în această dimineață, polițiștii locali s-au deplasat din nou la fața locului pentru a vedea și a constata dacă respectivul magazin și-a suspendat sau nu activitatea. Nu și-a suspendat-o. Bun, în cazul acesta rizică o nouă sancțiune și măsurile impuse de aceeași ordonanță 99, însă de data aceasta, conform articolului 73.23, da? Scrie că desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale, cu amenda prevăzută la punctul 1 între literele A și E, în cazul nostru litera C a fost, da, amenda pentru litera C, caz în care limitele minime și maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activității comerciale și momentul constatării contravenției, se confiscă și se fac venit la bugetul de stat. Deci ne putem aștepta la așa ceva, da? Astăzi. Da, ne putem aștepta astăzi la așa ceva, însă va trebui să anunțăm și organele de la ANAF, pentru că și ei au, adică... Au și ei competențe, am înțeles, da. Da. Bine. Urmând, adică pas cu pas, să vedem ce se va întâmpla în această dimineață și ce vor scrie colegii mei în acel proces verbal de constatare. Bine, îți mulțumim pentru intervenție, numai bine. Deci, ați văzut... Poliția locală. Ei spun, nu au niciun fel de autorizație. Acum mai trebuie să spunem ceva. În România, autorizațiile se mișcă cum se mișcă. Știți dumneavoastră, se depun, se mișcă, se fac, nu se fac. Să mergem mai departe. Să vedem dacă reușim să mergem la o altă instituție care... se ocupă cu autorizări. Să încercăm să vorbim cu cei de la ISU, care probabil sunt acolo în miezul problemei, mai ales că ISU are din ce în ce mai multe surprize. Ați văzut acum codul roșu la București. O să încercăm de data aceasta să stăm de vorbă, dacă se poate, chiar cu colonelul Mihai Ciprian Mitrea, inspector șef al ISU Neamț, dacă reușim să dăm de domnia sa. Sperăm că da, pentru că este o instituție cu atribuții importante în acest domeniu. Am onoarea. Bună dimineața, domnule colonel. Bună dimineața, am onoarea să vă salut. Suntem în emisiune la cafeaua de dimineață și discutăm cazul acesta al magazinului Kaufland. Am aflat ieri că funcționează fără a avea aviz de funcționare de la primărie sau cum se cheamă autorizație și am zis să luăm instituțiile pe rând. Am discutat cu poliția locală și aș vrea să văd din punctul de vedere al ISU Neamț care este situația în legătură cu acest magazin, pentru că pe lanțul autorizărilor ISU are un cuvânt foarte greu de spus. Da. Cred că pentru a face o introducere ar fi necesară o imagine de ansamblu, cumva, în sensul că noi emitem un aviz la etapă de proiect, când la certificat de urbanism, în care solicităm măsurile de securitate la incendiu. Pe perioada construcției, nu? De
Deci, în momentul în care un investitor, în cazul acesta magazinul cu pricina, dorește să facă o investiție, terenul este viran, nu avem nimic, nicio construcție acolo, vine cu un proiect și ne propune echiparea cu instalații specifice ISU și acolo are loc o verificare de către specialiștii noștri să vadă dacă există concordanță între normative și ceea ce au prevăzut ei. Ne referim la hidranți interiori, la instalații de semnalizare, la stingere cu sprinklere, la hidranți exteriori. Asta e la nivel de proiect, am înțeles. La nivel de proiect. Am înțeles. În momentul în care am dat ok-ul, asta se întâmplă înainte de emiterea autorizației de construire. După ce dânșii au obținut toate avizele de la toate instituțiile, s-a emis autorizația de construire și au început să construiască. La finalizarea lucrărilor, se convoacă o comisie de recepție a lucrărilor pentru a semna sau a parafa finalizarea acestora printr-un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Deci comisia verifică concordanța între proiect, da, și lucrare. Că e normal, da. De asta e comisia. În această comisie nu sunt doar, este un reprezentant ISU, dar sunt de la mai multe autorități. Știm, da? Ok. După ce are loc această semnare a procesului verbal, respectivul operator poate să vină la noi să solicite autorizația de securitate la incendiu, atașând la avizul inițial cu tot ceea ce s-a angajat practic să facă acolo pe teren, punând procesul verbal anexându-l, da? Da, deci e normal. Am făcut ce am spus și așa au făcut ce au spus. Și o secundă, după ce, ca să finalizez... Vă rog. După ce s-a solicitat această autorizație, de-abia atunci merge o comisie doar de la ISU și verifică punct cu punct părțile din aviz. Da? Și când avem totul în regulă, se emite autorizația de securitate la incendiu. Acum, există în cazul de față, suntem la momentul în care nu a fost semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Deci nici vorbă de cerere pentru aviz, întrucât nu există procesul verbal. De autorizație, da. În avizul, deci în procesul verbal, s-au constatat neconcordanțe vis-a-vis de proiect? Neconcordanțe, de regulă sunt lucrări care nu au fost finalizate. Pentru că în dorința aceasta de a deschide, de a finaliza lucrarea, totul se întâmplă într-o viteză destul de mare și sunt lucrări care nu au fost finalizate. Și sunt o serie de observații consemnate în procesul verbal respectiv, pe care beneficiarul, prin constructor, trebuie să le remedieze și se convoacă ulterior din nou... Comisia de recepție la terminarea lucrărilor. O să vă întrerup o secundă. Deci, în condițiile în care procesul verbal nu este semnat, nu numai de ISU, probabil de mai mult sau de nimeni din comisie, puteau să dea drumul la magazin? Aici sunt două dimensiuni. Eu vă rog să-mi răspundeți, cum să vă spun, pe înțelesul, tuturor. Eu știu că sunt... tot felul de lucruri care se întâmplă, tot felul de înțelegeri, că se poate funcționa cu aviz 30 de zile. Nu, eu vă expun partea ISU. Vă rog. Pentru că pe celelalte instituții nu, poate că nu cunosc toate detaliile și e bine să nu mă exprim. Din punct de vedere al ISU, există, din păcate, obiective care funcționează, care pun în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pe reglementările actuale din țara noastră, funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu nu implică închiderea acelui obiectiv, indiferent dacă vorbim de Kaufland sau oricare altul, decât în anumite condiții. Este o hotărâre de guvern 915 din 2015, care spune că doar atunci când se aduce atingere siguranței cetățeanului din punct de vedere al securității la incendiu, un obiectiv trebuie închis, indiferent dacă are sau nu are autorizație. Să înțeleg că siguranța cetățeanului o stabilește cineva după ce se întâmplă o nenorocire, probabil.
Nu, nu, nu. Sunt date niște criterii acolo, în această hotărâre de guvern, de genul reducerea gabaritului de căi de evacuare cu 25%. Am înțeles, am înțeles. Depășirea numărului de utilizatori. Deci echiparea sau instalații specifice ISU care nu sunt în funcțiune. Adică e destul de grav să ai o clădire în care să nu ai instalații de hidranți. Ea să trebuiască să aibă și nu are, sau de semnalizare. Am înțeles, am înțeles. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, ei funcționează și nu-i puteți închide, cum ar veni. Corect. Deci dumneavoastră nu-i puteți închide. Dar ei, dacă nu au autorizație, în total, nu numai așa, nu au proces verbal de recepție. Pot da drumul fără proces verbal de recepție potrivit legilor din România? Adică eu mă duc, îmi construiesc un spital privat și vin, fac tot ce au făcut și ei și îi dau drumul chiar dacă n-am procesul verbal de recepție, pentru că am niște lucruri pe care nu le-am făcut. Îi pot da drumul? De asta vă spuneam că sunt mai multe instituții. Strict am înțeles. Pe parte de ISU, strict pe parte de ISU, noi putem și vom face probabil în perioada, nu că probabil, vom desfășura în perioada următoare, săptămâna viitoare, un control la toate magazinele de acest tip de comerț, de la această firmă din județ, că mai sunt încă municipiul Rumaș și în Târg, și se va dispune cel mai probabil agentul constatator, cel care aplică sancțiunea, dar pentru funcționarea fără autorizație va fi aplicată o sancțiune. Am înțeles. Domnul colonel, o singură întrebare vă mai rog. La Târgu Neamț, care este situația? Sunt în aceeași situație? Au deschis acum o săptămână. Din câte cunosc eu, trebuie să se meargă astăzi la o recepție, la terminarea. Am înțeles. Deci nici acolo nu este recepția făcută la terminarea lucrărilor. Mulțumesc tare mult. Vă doresc o zi bună. Mulțumesc, o zi frumoasă. Deci, ați văzut oameni buni. Poți funcționa din punctul de vedere ISU, că așa e legea, nu că vrea cineva, și dacă nu ai autorizație. Pe de altă parte, dacă nu ai autorizație de funcționare, ci că nu poți funcționa. Așa ar spune. Asta se aplică în general la oameni cu investiții mai mici. Autohtonii. Pe de altă parte, trebuie să spunem și adevărul celălalt. Dom'le, Kauflandul și-a făcut publică intenția de a deschide magazinul. De ce s-a dus poliția locală după ce s-a deschis magazinul, dacă se știa că nu sunt toate autorizațiile sau niciun fel de autorizație, ca să cităm purtătorul de cuvânt? E interesant, dar eu vă propun acum, dacă reușim, sper să reușim, să stăm de vorbă un pic și cu omul care este reprezentantul guvernului în teritoriu, să vedem dacă domnia sa a fost informat de instituțiile respective cu privire la această situație, pentru că nu pare a fi normal ce se întâmplă în scumpul nostru județ. Bună dimineața, domnule prefect! Bună dimineața! Noi suntem la o cafea, din păcate o cafea amară, avem ce s-a întâmplat la București, dar pe plan local avem și situația aceasta cu magazinul Kaufland, care este deschis. Am aflat de la poliția locală că nu au niciun fel de autorizație. Am stat de vorbă cu cei de la ISU care ne-au spus că ei, din punctul lor de vedere, mai au ceva și trebuie să facă niște controle, dar nu au cerere pentru autorizare, pentru că nu pot să aibă cerere de autorizare fără procesul verbal de recepție a lucrărilor semnat. Ce știți dumneavoastră despre acest lucru și în ce măsură credeți că cei care trebuiau să-și facă treaba și-au făcut-o? Domnul Bănescu, am aflat din presă despre situația deschiderii magazinului Kaufland. Am înțeles că sunt
ceva probleme acolo pe zona de acte autorizații. Din datele mele știu că obiectivul, imobilul este finalizat, doar că procesul verbal de recepție nu a fost la acest moment încheiat, de recepție a lucrării. Aspect care, în mod clar, trebuia să fi fost încheiat acel proces verbal de recepție, după care urma restul de avize și apoi magazinul putea fi deschis fără niciun fel de problemă. Înțeleg că se fac demersuri de către administratorul magazinului Kaufland pentru a intra 100% în legalitate și pentru a obține toate avizele. La acest moment, în mod normal, trebuia să mai fi așteptat cei de la Kaufland să obțină toate avizele. Înțeleg că o situație aproximativ similară este și la Târgu Neamț, pentru că sunt trei magazine deschise în același timp, Roman, Piatra, Târgu Neamț. Înțeleg că o situație similară sau aproximativ similară este și la Târgu Neamț, tot la fel a fost inaugurat deschis, magazinul lipsesc o parte din autorizație și cred că și... Nici acolo nu s-a semnat procesul verbal de recepție al lucrărilor. Deci a trecut... noastre nici acolo nu s-a semnat, la Roman înțeleg că lucrurile sunt ok. Acum, permiteți, la Roman în general lucrurile sunt întotdeauna ok. Asta ca să vă spun, să vă flaușez în direct. Mulțumesc frumos. Da. Deci, domnul prefect, eu am înțeles așa și vă rog să-mi spuneți dacă greșesc. Dai drumul la un magazin fără a avea procesul verbal de recepție al lucrărilor făcut. Dacă lucrul acesta se întâmpla, nu la spitalul de la Piatra Neamț, că acolo se întâmplă și acum cu secția pediatrie. Așa, între paranteze. Sunt în regulă secția pediatrie, au luat amendă, zi, și dacă au luat amendă și Kaufland-ul a luat amendă și funcționează. Deci, eu întreb așa, dacă nu ai procesul verbal de recepție, nu știu din ce motive, că funcționarii nu s-au dus, că, așa, dar nu ai procesul verbal de recepție semnat. Autoritățile statului român acceptă așa ceva? Ori dau afară pe aia care nu le-au dat autorizațiile la timp, ori atunci haideți să facem niște lucruri, să aplicăm legea aceeași pentru toată lumea. Domnul, mi-a spus, înțeleg că și cei de la ISU și la Inspecția de Stat în Construcții și de la DTP și de la primăria municipiului Piatra Neamț, poliție locală, înțeleg că au fost în control, înțeleg că vor avea și astăzi activitate de control. Nu se dorește altceva decât intrarea. Am înțeles, dar nimeni nu dorește altceva. Dar eu vă întreb, dacă Doamne ferește, bat în lemn, în lumea aceasta a cumpărăturilor, Kaufland, lumea cumpărăturilor, da? Se întâmplă o nenorocire. Astăzi. Ce face? Doamne ferește, de asta am zis. Doamne ferește. Am vorbit și la ISU și nu sunt probleme. Am vorbit și la Inspectorul de Stat în Construcții, pentru că mi-am luat relații. Deci că nu sunt disfuncționalități sau nereguli care să ducă la acreditarea unei idei că ar putea fi un pericol. Nu, sau eu nu spun. Eu sunt convins. Importante. Eu sunt convins. Câteva acte de birocratice, dacă vreți. Adică nu sunt probleme majore în sensul domnul prefect, că riscăm cine merge acolo să... Domnul prefect, eu sunt convins că Kaufland este o societate serioasă. A creat locuri de muncă, a venit, s-a proțăpit în mijlocul orașului, cu autorizații pentru proiect în mijlocul orașului. Nu-i niciun fel de problemă. Îmi aduc aminte că au mai avut probleme când trebuiau să deschid un magazin la Piatra Neamț, tot așa cu un dezvoltator. Dar trecem peste asta. Sunt convins că ei sunt o societate serioasă. Problema este, dacă ești o societate serioasă, cum deschizi un magazin fără autorizație? Dacă suntem o societate serioasă noi, ca societate, cum permitem să funcționeze un magazin fără autorizație? Sunt două întrebări din care eu nu pot să ies, decât dacă mă gândesc că atunci când se deschide un magazin, se fac invitații la instituții. Și se duc niște oameni pe acolo, văd, pleacă cu un carnețel, cu o sticlă de vin și cu o ciocolată
Și după aceea, când se constată că n-au autorizație, și domnule, dar ați fost la deschidere, n-ați văzut că totul e bine și frumos? Haideți, domnule, că o rezolvăm după. Cât mai mergem așa cu haideți că o rezolvăm după? Eu sunt convins că, într-adevăr, e o situație ușor neplăcută, pentru că trebuiau toate actele să fi fost în regulă la momentul deschiderii. Sunt convins că se fac demersuri și știu că se fac demersuri în continuare pentru a se intra 100% într-o zonă de autorizare și de a avea toate avizele necesare acolo. Mai departe, sigur, poate cineva s-a grăbit, poate a fost o lipsă de viziune a cuiva de a deschide înainte să existe toate autorizațiile. Important e că se fac demersuri la acest moment să se intre 100% în legalitate și să obțină toate avizele. Iar eu vă spun că cei de la instituțiile din Piatra Mea și vorbim de la Inspectoratul de Stat în Construcții, Primărie, ISU, la cine vreți dumneavoastră, au făcut și demersul de a efectua controle și mai mult știu că sunt în relații cu cei de la Kaufland chiar în cursul zilei de astăzi de a face toate demersurile de a se intra în legalitate. Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc, domnul prefect. Stau și mă întreb doar dacă un amărât fără posibilitatea, de exemplu, de a dona 250.000 de euro pentru spitalul modular de la Piatra Neamț și tot respectul pentru cei de la Kaufland că au făcut această donație. Da? Dacă un amărât care nu poate să facă această donație își putea permite să deschidă fără autorizație un magazin. E o întrebare, ca să spun așa, de om prost. E o întrebare corectă de principiu. Consider că orice investitor, orice comerciant, dacă vreți, orice proprietar de spațiu de tip destinat comerțului sau oricare alte activități, trebuie să aibă, că e cetățean român sau că e investitor străin, trebuie să aibă toate autorizațiile. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc o zi bună și vă mai căuta pe parcursul zilei de astăzi să vedem ce se întâmplă. Vă mulțumim, la revedere. A fost prefectul de Neamț, ne-am lămurit, toate autoritățile vor face toate demersurile pentru ca cei de la Kaufland să intre cât mai curând în legalitate. Ce nu ne-am lămurit este dacă trebuie să facă acest lucru cu magazinul închis sau cu magazinul deschis. Pentru că una este să faci cu magazinul închis și alta este să faci cu magazinul deschis, să încasezi câteva zeci, dacă nu sute de miliarde, care pot să plătești și două, trei amenzi până la urmă nesemnificative. Haideți să vedem punctul de vedere al primăriei Piatra Neamț, pentru că am încercat să vorbim cu... I-am transmis un mesaj domnului primar. Domnul primar ne-a direcționat către domnul viceprimar Alin Lehăduș. Bună dimineața, domnul viceprimar! Bună dimineața, domnul Bălănescu. Ne scuzați pentru deranj la această oră. Domnul viceprimar, discutăm problema Kaufland, am discutat cu cei de la Poliția Locală, cu cei de la ISU, cu domnul prefect. V-aș ruga în puține cuvinte să ne spuneți un pic care este situația din punctul de vedere al primăriei, ținând cont că Poliția Locală este în curtea dumneavoastră până la urmă. Și puterea de a emite acel aviz de funcționare sau autorizație de funcționare este tot în curtea dumneavoastră. În primul rând, așa cum ați fost informat de colegii mei de la Poliția Locală, a fost dispusă o sancțiune de colegii de la Compartimentul de Activități Comerciale. Ei au efectuat acolo un control tematic și au găsit această situație. Dar aș reveni și cred că mai important a fost acel moment în care s-au întrunit comisia de recepție. Din punctul meu de vedere, acela a fost un moment în care toți membrii din comisie au ajuns de comun acord la momentul în care nu au semnat această recepție, deoarece lucrările nu erau terminate.
Deci, haideți ca să o lămurim. Deci, acum putem pune punctul pe ei. Nu au semnat recepția pentru că lucrările nu erau terminate. Punct. Am înțeles. Mai departe. În acea comisie erau reprezentanți a ISU, a Inspectoratului de Stat în Construcție, cât și colegi din cadrul primăriei. Am înțeles. Din aici, cred că ar mai fi fost un moment și nu știu dacă ați vorbit cu cei de la Inspectoratul de Stat în Construcție. O să vorbim și cu ei imediat. Ei pot veni cu o sancțiune la convocarea nejustificată a Comisiei de Recepție. Înțeleg. Atunci puteam preveni acest moment. E clar că ei au forțat deschiderea, făcând promovare, eu știu, la nivel local și național că vor deschide acest magazin. De aici trag concluzia că legea nu este pentru toată lumea. Domnul primar, am înțeles. Asta deja noi vedem că legea nu este pentru toată lumea. Dar o curiozitate din partea mea. Dumneavoastră, domnul primar sau altcineva din primărie, ați fost invitat să vizitați magazinul la deschidere, dar de obicei se face invitația cu o zi înainte de deschidere ca să poți vizita pe îndelete toate rafturile. Bineînțeles. De aici, practic, am dispus cumva aceste cercetări interne, pentru că eu cred că aici este o capcană. Ne trimit aceste invitații, mergem la deschidere, tăiem acea pamplică și apoi aflăm cu stupoare că nu și-au îndeplinit toate condițiile. Am înțeles, dar ați fost acolo? Nu. N-ați fost, nici domnul eu, primar. Nici colegii mei. Nu, nici dumneavoastră. Am înțeles. E, ați scăpat de data asta. Ați scăpat. Bun, acum am ascultat punctul de vedere al domnului prefect că toată lumea se duce să îi ajute să intre în legalitate pe cei de la Kaufland. Probabil că au niște oameni care se ocupă mai puțin pregătiți, că nici la Târgu Neamț nu au reușit să obțină procesul verbal de recepție, ci ca astăzi, după o săptămână, după ce i-au dat drumul. Deci, ce veți face în continuare? Le-ați dat atribuții în continuare celor de la Poliția Locală să-și facă treaba? Sigur că da, și acum cercetam, pot merge chiar și colegii de la compartimentul disciplina în construcții, pentru că ei, neavând semnat această recepție, pot intra și sub incidența acestui compartiment. Domnul viceprimar, vă doresc cele bune. Vă felicit că nu v-ați dus la deschiderea neoficială, pentru că altfel acum nu mai stăteam de vorbă, cred că. Vă dorim cele bune și poate mai intrăm astăzi în direct să discutăm subiectul. La revedere! Da, vă mulțumesc. Zi frumoasă! La fel. Deci, dacă domnul primar ne-a spus, domnul viceprimar, na, că era să o comit acum, să supăra domnul Carabelea pe mine. Să vedem dacă reușim să vorbim și cu cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții, care, ați văzut, puteau să dea o amendă, ci că pentru convocarea nejustificată a comisiei. Să vedem dacă domnul Mușat, de la Inspectoratul de Stat în Construcții, ne răspunde. Mai sperăm că da. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Mușat! Vă salut! Vă salut, domnul Bălănescu! Îmi cer scuze că vă deranjez, sunt în emisiune la cafeaua de dimineață. Înainte de a vă întreba despre subiect, subiectul emisiunii de astăzi, vreau să vă întreb o chestiune absolut teoretică. Dacă eu inaugurez, deci construiesc ceva și chem comisia de recepție și comisia constată că nu mi-am terminat construcția, sunt pasibil de vreo sancțiune? Nu este vorba. Deci nu se face recepția până nu se finalizează. Nu. Am înțeles, dar dacă eu chem 10 oameni la recepție și știu că n-am terminat, nu. Eu spun din punctul meu de vedere. Adică am înțeles. Bun, atunci să trecem la subiect, ca să spun așa. Vă rog, deci de dimineață discutăm subiectul Kaufland, cu magazinul care funcționează, spune lumea, fără autorizații. Inspectoratul de Stat în Construcție este una dintre instituțiile care merge la recepție. Ne puteți spune care este situația? Domnul Bălănescu, cu cea mai mare plăcere aș face lucrul ăsta, dar ordinul inspectorului general numărul 261 din 2016 privind accesul
la informațiile de interes public, la nivelul ISC-ului, adică Inspectoratului de Stat în Construcții, nu permite lucrul ăsta. Și dacă îmi permiteți, mă repet pe cuvânt, aș vrea să vă citesc ca să vă rog, vă rog să ne citiți. Deci, accesul la informațiile de interes public la nivelul ISC-ului este asigurat de către compartimentul comunicare și relații mass media din cadrul ISC, aparat central și de purtătorul de cuvânt al ISC-ului. Compartimentul de comunicare și relații media gestionează accesul reprezentanților. Am înțeles. Am înțeles. Domnul Mușat, am înțeles foarte bine. Deci, eu vă mulțumesc pentru înțelegere, dar dacă mi se dă Am înțeles. Deci, practic, dumneavoastră, pe plan local, nu aveți voie nu să vorbiți nimic. Deci, nu aveți voie să nu vorbiți nimic. Să facem public. Am înțeles. Deci, dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, noi trebuie să luăm legătura la București, să așteptăm 30 de zile să ne dea cineva un răspuns. Am înțeles. Poate nu chiar în 30 de zile. Poate nu chiar în 30 de zile, dar mă rog, că undeva pe acolo. Eu vă cunosc, știu că sunteți un om care vă faceți meseria, dar n-aș vrea să fiu pus în situația aceasta. Este o situație absolut jenantă, iar inspectorul care a dat acest ordin, inspectorul general sau șef, cum ați spus, da, a fost un dobitoc. Îmi cer scuze că spun lucrul acesta, este un dobitoc și toți cei care dau asemenea ordine la nivelul statului român sunt niște dobitoci cretini. Asta este. Cum poți să dai asemenea ordin? Noi avem un magazin care funcționează, știm toți că funcționează, fără autorizație, el funcționează și pe mine mă trimite lumea la București. Vă mulțumesc mult, îmi pare rău pentru postura. Da. Aș vrea ca personal... Știu, dumneavoastră, trebuie să vă detașați de faptul că am spus că ăla care a dat ordinul e un dobitoc. Vă doresc cele bune. Vă doresc cele bune. Deci, ați înțeles cum stă treaba? Ăștia de aici se duc, fac controlul, constată, nu semnează și dacă îi întreb și noi nu putem. Și nu pot, că îi dă afară. De-abia așteaptă lumea să-i dea afară, că îți numiți pe timpul regimului ălalt. Dacă, și sună la București, da, domnule, stați un pic să analizăm. Păi cum analizați? Să-i întrebăm pe ea de la Piatra Neamț. Să ne răspundă ca să vă spunem. Adică cretinitate în adevăratul sens al cuvântului. Cretinitate în adevăratul sens al cuvântului. Mergem mai departe? Haideți că deja începem să ne distrăm. Să pe cine să luăm? Haideți să vedem dacă putem să vorbim cu domnul de la Mediu. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, domnul Jugan. Bună dimineața, domnul Iulian Jugan. Vreau să vă întreb de la început dacă dumneavoastră aveți voie să vorbiți despre lucrurile pe plan local, că cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții au zis că n-au voie să dea declarații. Categoric am... Aveți voie. Activitățile care sunt în sfera de competență Agenției pentru Protecția Mediului. Am înțeles. Domnul Jugan, Kaufland Piatra Neamț, că bănuiesc că deja știți cu ce ne ocupăm în dimineața aceasta. Pe data de 6-a au depus la dumneavoastră o cerere pentru eliberarea autorizației de mediu. Da. Care este situația? Dosar au avut, n-au avut, e complet, n-au... Au plătit și cei 500 de lei pentru emiterea, etc. Nu, mă gândesc că e o sumă mare pentru ei și de aceea... Da, da. Pe procedura de reglementare, activități care sunt în sfera noastră de competență, au solicitat pe faza de construcție acordul de mediu. Așa. Au obținut acest acord de mediu, practic, decizia etapei de încadrare. Iar inclusiv în această decizie a etapei de încadrare, noi am trecut care obligația să solicite autorizație de mediu înainte de funcționare. Practic, în această etapă de încadrare, noi trecem toate condițiile pe care trebuie să și le... Au autorizație sau nu au autorizație de mediu? Nu au autorizație, au depus într-adevăr pe 6 ianuarie. Noi le-am trimis solicitări să completeze documentația potrivit legislației în vigoare. Le-am cerut contracte de utilități, contracte pentru deșeuri... Și este obligația lor să aducă și nu le-au adus aceste completări. Nu au adus, păi... În momentul de față nu au autorizație de deci, mediu.
Punct. Am înțeles. Deci nu au autorizație. Vă rog. Probabil în tot o informație așa la primă mână, nici Kauflandul de la Târgu Neamț nu... Păi urma întrebarea, domnul Jugan, nici vreau să vă întreb dacă cei de la Târgu Neamț au autorizație de mediu. Deci nu au autorizație de mediu. Ce prevede legea pentru un butic? Mă rog, facem totuși așa, păstrăm proporțiile. Care funcționează fără autorizație de mediu și trebuie să o aibă? Aici în... intrăm în sfera de competență a colegilor la Garda de Mediu, dar pot să vă spun că potrivit ordonanței de urgență 195 privind protecția mediului, sunt sancționați cu amendă între 30 și 60 de mii de lei și închiderea activității până la conformare, până la intrarea. Deci să înțeleg că domnul Petrariu a venit din concediu după ce a făcut ieri control în propria comună, sperăm că a făcut, că acolo erau plini de gunoaie, astăzi ar trebui să ia în dinți o echipă și să fie la cele două magazine Kaufland, să vadă, să constate că n-au autorizație de mediu și să-i închidă și el, cum i-au închis și cei de la poliția locală. Apropo, eu vă dau o întâlnire să mergem să facem cumpărături la Kaufland. Că nu îl închide nimeni. Am citit materialul dumneavoastră și cred că aș avea un singur cuvânt care să caracterizeze situația și pe care l-am văzut într-un din textele dumneavoastră de ieri, respectiv sfidare. Da, deci... Vă mulțumesc tare mult, domnul Jugan. Vă dorim o zi bună și nu uitați să veți fi chemați să-i ajutați să-și dea autorizația cât mai repede. Vă dorim succes. La revedere, zi bună. La revedere. Deci, ne-am lămurit, n-au nici autorizație de mediu, în mod normal, domnul Petrariu, să trăiască domnul Petrariu, un om glumesc de altfel și cu foarte multă competență în zona asta autorizațiilor de mediu, ar trebui să fie acum la Kaufland să-și facă treaba. Mergem mai departe, că e o întreagă tevatură. Ia să vedem dacă reușim să îl găsim pe directorul DSP Neamț, domnul Radu Fierăstrău, să vedem care este situația la Direcția de Sănătate Publică, care oricum numai atâta mai le trebuia să facă și autorizare la Kaufland. Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața, domnul Bulanescu! În noianul de probleme de la DSP Neamț, care este situația cu magazinul Kaufland din Piatra Neamț și eventual și cu cel de la Târgu Neamț? Ne-am lămurit că nu au autorizație de mediu, cei de la poliția locală ne-au spus că n-au niciun fel de autorizație. La DSP, dacă nu mă înșel eu, au depus o cerere în data de 7-a întâia pentru ce trebuie să obțină de la dumneavoastră, nu știu ce trebuie să obțină. Da. Ce trebuie să obțină? Foarte, foarte pe scurt. Așa este, în prima jumătate a lunii au depus un date publică pentru certificarea conformității. Practic acesta este o formă de aviz din partea DSP-ului. Nu a fost complet dosarul din prima, ulterior au mai depus ceva documentație. În acest moment dosarul este complet și este depus la noi, la Direcția de Sănătate Publică. Pasul următor era ca cei de la Kaufland să contacteze echipa de medici din compartimentul de specialitate a DSP-ului pentru ca aceștia să facă o vizită în teren, să certifice faptul că ceea ce scrie în documente se întâmplă și în realitate. Practic, echipa de medici verifică circuitele din magazin, felul în care a fost organizat magazinul. Trebuie să certifice faptul că nu există probleme igienico-sanitare. Practic, să vadă că cei de la Kaufland se conformează reglementărilor Ordinului 1030 al Ministerului Sănătății. O singură precizare, vă rog. Ei trebuie să solicite sau dacă dosarul este complet, trebuie să meargă medicii acolo? Urma ca ei trebuie să solicite acest lucru, să se stabilească de comun acord când este posibil această vizită. Am înțeles. În teren. Deci în momentul acesta, legal vorbind, din punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Neamț, Kaufland-ul funcționează legal sau nu? Sigur, neavând această certificare a conformității din partea noastră, lucrurile nu sunt în regulă din acest punct de vedere. Ce ar trebui să faceți dumneavoastră acum cu colegii de acolo dacă ați aflat că ei funcționează?
Aveți atribuții de sancționare? Noi nu vrem sancționarea vinovaților, vrem îndreptarea lor, parcă așa se spune în general. Dar, na, de unde este... Nu vreau să mă antepronunț, deși lucrurile sunt clare din punctul meu de vedere, dar în loc de vizita echipei medicale în teren, probabil că astăzi vor primi mai întâi vizita celor de la inspecție din cadrul Directorului de Sănătate Publică. Am înțeles. Vom vedea în urma acestei vizite, să zic așa, care sunt concluziile la care se ajunge. Spuneți-mi un pic, vă rog, domnul director, la Târgu Neamț situația este asemănătoare? La Târgu Neamț există certificarea conformității, un act semnat din partea Direcției de Sănătate Publică, deci acolo lucrurile sunt în regulă. Practic, așa ne așteptăm și în acest caz, de un lanț atât de mare cum este Kaufland-ul, practic orice punct deschid ei, documentația seamănă. Au un plan STAS. Nu este diferită decât mărimea acestor magazine. Am de înțeles. Aceea ne miră și pe noi că s-au grăbit lucrurile, în acest caz Piatra Neamț, și s-au făcut așa, pe repede înainte, fără să se pună în regulă cu toată documentația. Am înțeles, vă mulțumim. Deci ne-am lămurit, deci astăzi se vor duce cei de la inspecție și după aceea, dacă o să fie chemați cei de la eliberarea certificatului de conformitate, se vor duce și ei. Vă mulțumim tare mult, vă dorim cele bune, dar înainte avem probleme cu COVID-ul astăzi, ceva deosebit? Nu sunt probleme deosebite. Așa cum știți, ne preocupă procesul de vaccinare acum. Inițial am primit vestea că pe data de 8 februarie mai trebuiau deschise 3 fluxuri pentru Piatra Neamț, însă din cauza problemelor cu distribuția vaccinului, practic o problemă care a venit din partea celor de la Pfizer, se amână și deschiderea celorlalte fluxuri în Piatra Neamț. Sperăm ca în cel mai scurt timp situația să se remedieze, ca să putem să mai deschidem și alte centre de vaccinare, pentru că lumea dorește să se vaccineze în Neamț. Spuneți-mi un pic, tot numai pe Pfizer rămânem în Neamț? Nu, pe data de 1 și pe 2 februarie va veni vaccinul de la Moderna. Practic toată lumea care este programată pentru aceste două zile va fi vaccinată cu Moderna. De aceea s-a decalat rapelul la 30 de zile? Da. Pentru Moderna, rapelul se face la 28 de zile. Am înțeles că au sosit comunicări și lumea se întreabă de ce e diferența aceasta. Bine, vă mulțumim, domnul director, vă dorim o zi bună și inspecție și plăcută la Kaufland. La revedere. La revedere. Deci, v-ați dat seama cum stau lucrurile? V-ați dat seama, da? Niște șmecheri au făcut o legislație care permite orice șmecherie. Cei care profită sunt cei care au bani, putere de a influența. Nimeni nu spune clar, au spus câțiva, haide să spunem totuși, cel de la mediu, domne, nu au autorizație, deci în mod normal nu pot funcționa. Și lucrurile merg înainte. Ați auzit și la Târgu Neamț sunt probleme. Eu o să încerc să vedem dacă reușim să dăm și de domnul primar două cuvinte să ne spună din punctul domniei sale de vedere cum stau lucrurile acolo. Să vedem ce se întâmplă și în Târgu Neamț. Da. Da, domnul primar, bună dimineața. Mă scuzați că vă deranjez. Bună dimineața. Domnul primar, avem o problemă la Piatra Neamț și din discuții cu cei care sunt în lanțul autorizărilor, am aflat că la Târgu Neamț se fac cumpărături la Kaufland fără ca ea să aibă autorizație de funcționare, nici de la mediu, nici din altă parte. Care este situația? Din ce am discutat cu responsabilul pe autorizări la primăria Târgu Neamț și secretarul primăriei, există documentație depusă de reprezentanții Kaufland pentru a se elibera autorizația de funcționare. Singura autorizație, mai bine spus, care stă la baza autorizației de funcționare este acel aviz de la ISU. Aviz de la ISU este
eliberat la momentul începerii construcției, urmând din ce am înțeles eu de la reprezentanții ISU, ca astăzi să aibă loc recepția finală pe această linie. Da, domnul primar, ce ne-au spus cei cu care am vorbit este că nu este semnat procesul verbal de recepție a lucrărilor. Nu procesul că... verbal de recepție a lucrărilor pe construcție este semnat. Cei de la ISU ne-au spus, cei de la ISU ne-au spus că nu. Nu este semnat de dumnealor. Am înțeles că astăzi vor veni. Dar nu, de vedere al primăriei, procesul verbal de recepție este semnat. Am înțeles. Doar că nu au la momentul de față, Kaufland nu are autorizație de funcționare eliberat de primărie, iar doamna din care se ocupă de această linie mi-a spus că în 30 de zile este obligată să elibereze această autorizație cu condiția de a depune toate documentele necesare de la celelalte instituții. Am înțeles. Vedeți, domnul primar, că cei de la mediu spun că n-au nici autorizație de mediu, ceea ce este iarăși o problemă. Deci poate totuși se duce cineva de la inspectoratul dumneavoastră de cum se cheamă astea, cu construcțiile, poliția locală, să verifice un pic care sunt... Poliția locală va merge chiar imediat după ce voi discuta cu șeful poliției locale să verifice tot ceea ce înseamnă avize, bine, și competența trebuie analizată aici în partea poliției locale. Dar, păi da, așa cum am spus, cei de la Piatra... funcționare nu este eliberată la momentul de față. Deci nu este eliberată. Vă mulțumim, domnul primar, și vă dorim, mulțumesc cum eu să vă spun, să se intre în legalitate. Mulțumesc, da, la revedere. Vă salut. Deci, mai e nevoie de vreo concluzie? Nu mai este nevoie de nicio concluzie. România se transformă încet, încet, și Piatra Neamț cu atât mai mult, într-o lume a cumpărăturilor care funcționează după propriile reguli. Niște oameni s-au grăbit să deschidă un magazin, două magazine, trei magazine, devansând orice termene și făcând, să spun eu, arătându-și mușchii, fără niciun fel de teamă de consecințe legale. Ce este pentru Kaufland o amendă de 60.000 de lei, o amendă de 30.000 de lei, încă o amendă de nu știu cât, pentru că astăzi, sigur, s-au dus să conteste în instanță procesul verbal încheiat de cei de la poliția locală, au avocați, au tot ce le trebuie și vor merge înainte fără niciun fel de jenă. De ce? Pentru că în România se poate și nu sunt vinovați cei de la Kaufland. Rețineți, nu sunt vinovați cei de la Kaufland. Sunt vinovați cei care nu-și fac treaba, cei care fac control după ce magazinul este deschis, când tu știai că îl deschid și te-ai dus după și așa, împins de la spate. Cei care aseară au văzut lucrul acesta de la toate instituțiile și au așteptat dimineața să vadă ce se va întâmpla, ce telefoane vin, dacă sună cineva, ce fel de protocol este între Smurd și Kaufland, dacă faptul că cei de la Kaufland au dat bani pentru spital influențează faptul că au sau nu au autorizație, toate aceste lucruri permit să asistăm la asemenea situații. Ce să vă spun? Așa stat avem, așa mergem înainte. Cele bune, sănătate, numai bine!